7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Vorbim astăzi despre zilnica povară sau povara zilnică. Nu-i titlul meu, ci pur și simplu este o hoție dintr-un psalm, din psalmul pe care l-am citit astăzi, din psalmul 68, cu versetul 5, care spune: Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Nu știu cum sunteți voi sau cum simțiți voi în această perioadă în care criza devine și mai criză, recesiunea începe să se scrie cu majuscule, oamenii de bine și oamenii de rău, oamenii care ne conduc și cei care ne sabotează, recunosc de fapt că trăim în criză, în recesiune și vremurile nu vor fi mai bune, ci poate mai rele și mai grele, ceea ce de fapt nu este decât concordant cu revelația Scripturii, pentru că nu ar trebui să avem altă perspectivă decât cea care ne-o dă Scriptura. Că vremurile vor fi grele, rele, că ne va fi greu să trăim în fiecare zi și ne va fi greu în fiecare zi să ne ducem poverile. Ori, Psalmul 68, la versetul 19, vorbește despre binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne duce povara, cineva este cu noi în poveile zilnice. Cineva este cu noi să ne întărească și, de ce nu, chiar uneori să se aplece sub povara zilnică. O disciplină cât se poate de concretă ar fi, de exemplu, în timpul dimineții, când unii dintre noi suntem cu mintea mai limpede, să-ți faci așa un fel de contabilitate a poverilor. Cam ce urmează să duci în ziua care se deschide? Ce te așteaptă? Cum o să te descurci? Dacă cumva vi se întâmplă și vouă, cum mi se întâmplă mie, la sfârșitul zilei să spun ceva de genul: abia aștept să-mi cui ziua asta. Bine că m-am scăpat de ziua asta. Bine că am dovedit-o. Pentru că, pentru cei mai mulți, zilele noastre au multe poveri. În zilele pe care le trăim și care, încă o dată, le vedem că sunt de criză și de recesiune, Scriptura care le zice cel mai bine și le zice cel mai bine, mai ales în psalmi, psalmii așa ne ung la suflet, ne întăresc la minte, ne oțelesc un pic brațele. Acolo am găsit atâtea apelative, atâtea nume pentru Domnul care ne poartă zilnic povara. Și poți să alegi funcție de situația în care ești sau funcție de povara pe care trebuie să o cari. Ați auzit cumva de Domnul care este ajutor? Sau de Domnul care este scut, mai ales dacă ai un război? Sau de Domnul care este cetățuie de scăpare, mai ales dacă trebuie să fugi de ceva și să te adăpostești pentru o vreme? Sau ați auzit cumva de Domnul oștirilor și de îngerii lui care poartă bătăliile noastre și sunt cu noi în bătăliile noastre? Sau ați citit despre stânca, că El este stânca, că El este izbăvitorul, că El este locul de adăpost? Toate aceste apelative, care nu sunt metafore, nu sunt cuvinte frumoase, ci sunt realități pe care divinitatea le îmbracă ca să fie cu noi și alături de noi când ne purtăm povara zilnică. Aceste 7 minute în familie ar trebui și încerc, eu chiar mă străduiesc să aibă și o dimensiune reală și practică, adică după ce ascultați ce spun, să vă gândiți și să mă gândesc și eu ce fac cu ce spun. E de vreun folos? E de vreo lecuire? E de vreo tihnă ceea ce spun în aceste 7 minute, care nu sunt totdeauna 7 minute, o parte cât se poate de practică legată de povara zilnică sau zilnica povară, cum e descrisă în Psalmul 68, versetul 19, ar fi
dimineața, când ai mintea limpede sau când ai mintea tulburată, să faci acest exercițiu foarte banal, să-ți numeri poverile. Și să vezi dacă în dreptul fiecăreia poți să pui ceva care să sune a ajutor, scut, cetățuie, stâncă, adăpost, izbăvitor. Vezi, o povară și o izbăvire. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.